Pe parcursul istoriei României au fost și există astăzi personalități care au însușit cu brio cum să te aliniezi regimurilor de guvernare convenabile. Sunt scriitori care înainte de 1945, exact după terminarea războiului 2 mondial, aveau concepții politice și ideologice diferite de ale tovarășilor săi staliniști. Au schimbat treptat, sau mai bine zis brusc, macazul, au ridicat osanale noului regim și au contribuit activ la construirea unei Românii socialiste. Pe când alți scriitori au preferat să abandoneze tot ceea ce aveau, ce au agonisit de o viață întreagă în țară și să plece în vestul democratic. Astăzi voi vorbi despre Mihail Sadoveanu, Tudor Argheze și Camil Petrescu. Din păcate, aceste lichele sovietice socialiste astăzi încă sunt studiați în școlile, universitățile din țară. Dacă unii din scriitori au avut o contribuție mai puțin semnificativă, alții, precum Mihail Sadoveanu, au contribuit enorm în dezvoltarea și propovăduirea regimului stalinist. Mihail Sadoveanu este unul dintre cei mai activi și parazitari cetățeni ai societății române. Sadoveanu s-a născut la 5 noiembrie 1880 în orașul Pașcani. În perioada interbelică a fost un scriitor extrem de apreciat de către popor, fiind considerat de către mulți critici literari ca fiind reprezentantul cel mai de seamă care a reușit să exprime prin scrierile sale spiritul românesc și patriotismul. A fost membru al Partidului Poporului. A fost unul dintre intelectualii profund non-comuniști și un înfocat susținător al monarhiei. A preferat însă să schimbe taberele politice și ideologice în funcție de interese. A devenit un traseist nociv, de altfel ca și mulți alți din politicul zilelor noastre. Odată ce a înțeles că războiul este împotriva lor și că Uniunea Sovietică va capăta victoria, în mod bizar, după 1945, devine un corifeu al regimului comunist. O parte din istorici relatează că tocmai sărăcia și marginalizarea l-a priponit în fața secerii a ciocanului, a plecat capul, ca mai apoi să se bucure de beneficiile vieții boierești comuniste. Mulți scriitori în acea perioadă au preferat să îmbrățișeze noua ideologie, nu neapărat din convingere, ci din necesitate. Dacă nu erai pe aceeași linie ideologic cu noul sistem, erai îndepărtat lejer. În situația creată, Mihail Sadoveanu a devenit un oportunist și a vândut rapid toate principiile. A scris despre tancurile sovietice în România, în manifestul Lumina vine de la răsărit, care a fost publicat în 1945 în ziarul Jurnalul de dimineață. În același articol ridică osanale noi orânduiri sociale staliniste. Iată ce scria Stelian Tănase despre Sadoveanu. S-a vândut comuniștilor, era un bun șef de propagandă, se găsea într-o postură de semizeu al regimului comunist, era omagiat, decorat, supraonorat. Era un mare scriitor în viață, un bun al întregului popor și al blocului sovietic. Mihail Sadoveanu a continuat să ridice osanale comunismului și prin romanul ideologic Mitrea Cocor. Iar în continuare aș dori să fiți atenți la ce spun. A condamnat oameni la moarte.
oameni pe care îi considera dușmani a doctrinii socialiste. Aceste acțiuni le-a săvârșit pe când era în noua sa calitate de președinte al adunării deputaților. Sadoveanu a semnat decretec de pedeapsă cu moartea și a scos în afara legii Partidul Național Țărănist. Pentru toate aceste acțiuni mărșave, a fost recompensat pe măsură de regimul stalinist pe care îl slujea. Devine reprezentantul culturii românești în toate forurile și primește numeroase premii și distincții. Astăzi găsim mormântul său alături de Mihai Eminescu. A fost oare un moft personal să-și aleagă locul de veci lângă marele poet Mihai Eminescu? A vrut el oare prin această mișcare să arate că este la același nivel cu poetul Mihai Eminescu? Vreau să-mi răspundeți voi, dragi internauți. Tudor Argheze. Îl cunoaștem pe Tudor Argheze ca fiind Tudor Argheze, însă numele său adevărat este Ion Teodorescu. A colaborat cu noua ordine stalinisto-comunistă după anul 1945. Deși nu a fost la fel de oportunist și implicat în diferite mârșevenii precum Sadoveanu, totuși traseul său ideologic a fost urmat cam după același tipar: germanofil, eșchierul extrema de dreaptă, socialist, monarhist, dizident și, până în cele din urmă, un comunist. Argheze, sau Ion Teodorescu, s-a născut la București în 1880. A făcut închisoare pentru simpatia sa față de germani. Mai mult decât atât, după ce Carol al II-lea îi oferă bani pentru a ieși din sărăcie și pentru a termina casa începută la mărțișor, Argheze, la fel ca și Sadoveanu, devine carlist. După 1945, Argheze este marginalizat. În acea perioadă, dacă nu colaborai cu noul regim, erai automat exclus. Erai dus undeva la periferie societății. După 1947, Argheze nu mai putea să scrie nicăieri. A rămas chiar și fără cartela de mâncare. Opera sa este desființată în presa vremii. Iată ce scria Bartolomeu Anania. Trăia greu, într-o mizerie cumplită, speriat mereu de securitate. I-au luat cartela de alimente. Deseori, luam rația de zahăr de pe cartela mea și eu o duceam lui, ca să aibă cu ce și îndulci copiii. Bartolomeu Anania scria în memoriile sale că situația materială a scriitorului continua să devină din ce în ce mai precară. După 10 ani, Argheze cedează și este dispus să colaboreze cu regimul comunist. Începe să apară din nou în presă și înalță, exact ca Mihail Sadoveanu, o sanale noului regim comunist. Iată că situația poetului se schimbă radical de la agonie la extaz. Guvernul îi puse la dispoziție un apartament spațios și o mașină cu șofer. Poetul făcuse concesii totale, încăsa bani foarte mulți și avea puternice și dramatice crize de conștiință. Iată ce precizează Bartolomeu Anania în memorii. Argheze odată m-a luat de umeri și mi-a mărturisit cu buza tremurândă că-i vine să se sinucidă. În 1955 a fost ales membru al Academiei Române. Este declarat poet național și aniversarea sa de 85 de ani este transformată în sărbătoare națională. La moarte este înmormântat cu onoruri naționale. Camil Petrescu. Camil Petrescu a fost și el unul dintre scriitorii români care nu a dorit să plece în exil.
pentru a supraviețui și mai ales să trăiască în bune condiții, a decis să se înfrățească cu regimul comunist. În 1930, Camil Petrescu publică Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. După care, în 1933, Patul lui Procust. Aceste romane de succes revoluționează literatura română. Pentru activitatea sa propagandistică în slujba noului regim, Camil Petrescu este recompensat cu un loc în Academia Română, dar și cu beneficii de ordin material. Însă nu se bucură prea mult de aceste beneficii, pentru că decedează în 1957. Astăzi, Mihail Sadoveanu, cât și ceilalți scriitori sus menționați, sunt studiați, elogiați în școli, universități. Eu cred că Mihail Sadoveanu ar trebui să fie scos din programul de studiu, iar cine dorește să-l studieze, o pot face aparte, personal. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, sper că materialul video v-a plăcut, iar data viitoare, cu siguranță venim cu noi materiale interesante. Vă spun pe curând!